Bună seara și bine v-am regăsit la NCN. Sunt Victor Lungu. Astăzi vom discuta 3 sau 4 cazuri în care punem problema dublei măsuri, adică a modului în care cetățenii aleg așa ei de bunăvoie să se ascundă de lege, dar în același timp să se dea curat și ca lacrima, și partea cealaltă când cei care ar trebui să aplice legea o aplică cu dublă măsură în funcție de cine e de partea cealaltă, interlocutorul lor. Una e să-l oprești pe Ilie Năstase în trafic beat mort și să-i vorbești frumos, să-l rogi frumos să-și pună cătușa, să sufle în fiolă. Și alta e să vezi un nou name pe stradă care e atâta de beat încât nu știe ce-i spui că legitimează-te și atunci să-l iei, să-l dai un pic cu capul de un perete și să-l încătușești, să-l arunci în dubă și să-l duci la secție. Excesul de forță. Când e nevoie să aplici exces de forță, când nu este nevoie să aplici exces de forță, toate acestea o să le discutăm împreună cu colega mea, Mihaela Trif. Bună seara, Mihaela, bine ai venit. Mulțumesc în emisiune cu mine. Mulțumesc. Și haideți să vedem primul caz. În gara Cluj-Napoca aseară, colegul nostru Mircea Barbu, pe care îl lovesc efectiv subiectele de acest gen, nu știu cum, se nimerește el întotdeauna acolo, a văzut cu coada ochiului un mic act de violență și rapid a reacționat, l-a filmat și haideți să vedem ce a ieșit. Care înainte de a lua pe sus i-a zis te rog frumos. Deci jos pălăria pentru cel te rog frumos. După care l-a luat pe sus, nervos și l-a trântit de a sunat tonomatul ăla de cafele sau ce-o fi dozator. Tu ce părere ai despre acest exces de forță? În primul rând, dacă acest eveniment se întâmpla între niște persoane care nu aveau deloc uniformă, da? Ni se părea o normalitate și la fel cum și în cazul de față se scoate un telefon și se filmează incidentul. Însă în momentul în care vorbim de poliție, Poliția Română, IPJ Cluj, diferiți agenți de la diferite secții de poliție, avem așteptări de la ei. În primul rând că suntem la Cluj-Napoca, ne dăm mari. Așteptăm de la uniformă. Bineînțeles, așteptări de la uniformă, dar așteptările vin și odată cu reputația orașului. Te gândești că noi procedăm altfel. Noi suntem mai civilizați, noi gestionăm altfel astfel de situații. Ce am văzut noi mai devreme din imaginile surprinse de colegul meu, au fost doi polițiști, cel puțin unul dintre ei, care era extraordinar de enervat. Deci, de nervos, era atât de... Era în exces de nervi. Din câte se părea, ar fi fost provocat, enervat. Nu știu ce s-a întâmplat înainte, dar orice ar fi... De la ei ne așteptăm să aibă cel mai mare calm. Cetățeanul era numai turmentat, Mihaela. Se ținea de sticlă ca să nu cadă. Este foarte... Dar nu era violent în limbaj și nici așa nu... Este. Și probabil părerea mea e că era atât de beat că nici nu înțelegea ce îi se spune. Este foarte trist să vezi că un agent de poliție își pierde cumpătul atât de ușor.
La mână, noi nu vorbim de o persoană solidă, unde se necesita forță majoră, nu vorbim de o persoană care reprezenta o amenințare. Dacă stăm să ne gândim la civil, legitima apărare înseamnă să te aperi în raport cu pericolul la care ești supus. Aici nu vorbim de legitima apărare, într-adevăr, dar vorbim de două care forțe care intră, da, în conflict. Da. O persoană care este în stare de ebrietate, da? Și o persoană care ar trebui să aplice legea. Desigur, dacă îi să discutăm din tabăra polițistului, vorbim că dânsul ar fi încercat să prevină un pericol. Poate omul ăla, niciodată nu se știe ce... Să se fi gândit că vrea omul ăla să-i dea cu sticla în cap? Poate să reprezinte un pericol, Victor. Pe codul penal, dacă cineva aruncă cu o sticlă după tine, corect, este tentativă de omor. Da, și dacă în caz de uniformă este și ultrajul și tot ce vrei. Da, numai sigur. Că acolo nu... Deci din atitudinea individului... Măsura de încătușare n-a fost una greșită. Deci nu discutăm de încătușare, ci nu modul în care... Dar noi nu discutăm despre reținere, da, ci noi discutăm despre limbaj și atitudine. Așa este. Adică... Cum să spun, în decembrie 89, de exemplu, cei care au făcut uz de armă s-au justificat spunând că cei care împotriva cărora au tras cu arma erau beți. Nicăieri în codul penal nu cred că scrie că pedeapsa pentru beție este împușcarea. Cum nicăieri cred că în codul penal nu cred că scrie că înainte de încătușare trebuie să fii dat cu capul de un dozator de cafea sau să ți se spune de niezăi și niescândura și... restul pleia de desfinți care o însoțesc pe biata mamă a fiecăruia. Un comportament violent în calitate de agent de poliție în Cluj-Napoca, într-un plin oraș, că noi nu vorbim de un cartier marginaș, nu vorbim de un mediu rural, nu vorbim de, nu știu, o cârciumă unde cineva putea să-i sară în apărarea celui care era băut și să, ca agenții să fie depășiți numeric de persoanele care reprezentau un pericol. Și colegul de băutură, nu dacă ai văzut, era liniștit acolo. Nu m-a încercat să afle cam despre ce este vorba și pe acela l-a bruscat verbal. Am auzit de multe ori agenți spunând e client vechi. E acea sintagmă în care, prin care adică ei știi ce han poartă, da. În repetate rânduri ei s-au lovit de această persoană, tot timpul o să o găsească în același loc, tot timpul o să o găsească în stare de ebrietate, tot timpul. Însă eu cred și sper că, nu știu, părerea mea este una fondată și una dreaptă într-un 2018 Cluj-Napoca, fiecare agent de poliție ar trebui să trateze situația ca fiind nouă, ca fiind unică, ca fiind nemai întâlnită și să meargă pe procedură, pe parte tehnică. Cum ar trebui să procedeze? Nu știu dacă ancheta, eu am înțeles că IPJ Cluj a demarat o anchetă. Da, urmarea filmulețului postat de ziar de Cluj, da. Sigur că da. S-au apucat să facă o anchetă internă, deci noi nu blamăm ceea ce au făcut, da, cât limbajul și, zicem noi, excesul de forță. Mai blamabil, de exemplu, sunt cei care au accesat materialul, l-au citit și au pus niște comentarii de persoane asistate mental, care nu înțeleg ce înseamnă excesul de forță, care spun, bine bă, vreți un oraș curat și vă plângeți că polițiștii fac așa. De aia spun de dublă măsură. Această dublă măsură nu este numai a autorităților față de cetățean sau cetățeni, în funcție de, să zicem, valoarea acestor cetățeni, cât și a cetățenilor față de semenii lor. Dacă ții minte acel băiat despre care ai scris tu și care fusese săltat de FBI că făcea trafic de medicamente și el era mare rezistent. Da. Și în momentul în care a ajuns să fie încătușat, dintr-o dată i s-a părut foarte simpatic statul paralel, împotriva căruia până atunci a luptat. Nu doar statul paralel, ci și îndreptarea sa religioasă. Au existat la dosar o mulțime de adeverințe de la preoți, cât de credincioși sunt ei și cât de cuminți și evlavioși sunt, mai ales persoanele care, în general, au o firmă trecută pe soție sau pe alte rude și își desfășoară operațiunile economice într-un mod care nu e compatibil cu funcția sau de paravan sunt alte persoane în realitate. Cum era și cazul la acest dosar cu medicamente, era patron de la Thai Therapy. Dacă da, numai asta zic. În momentul în care era în stradă și striga rezist și sus codruța, jos penalii, așa vedea într-un fel lucrurile, în momentul în care el a ajuns de partea cealaltă a legii cu cătușe, da, la mână, a văzut altfel. Iar mie mi-e jenă de cei care ne-au postat
prostii pe site-ul Ziar de Cluj. Au săltat un țigan. Le-am șters acele comentarii, că mi se par de toată jena. Un bețiv, bine i-au făcut. Da, ok. Fiecare vede lucrurile. Avem în oglindă un șef de post de la Beliș, Marius Raț, care a trebuit să aplice legea, i-a confiscat lemnele unei persoane care teoretic n-avea acte de proveniență și știind situația materială a persoanei, a scos bani din buzunarul său propriu și de data aceasta n-a făcut-o cum era acel băiat de la Cluj-Napoca filmat în timp ce dădea bani la o bătrânică de către colegul său din cafeneaua de peste drum. Nu, el a făcut-o, noi am aflat ca presă, am aflat ulterior de la cetățeni, de la cei care l-au lăudat. Deci a plătit el amenda, da. Sigur că da. Nu a plătit el amenda, i-a dat bani, i-a dat un avertisment cum se cuvenea legii și a dat bani, da, nu, el din lemnele respective urma să își facă o rost de o sumă de bani ca să meargă la spital, la soție și la copil. Și el i-a dat bani, chiar dacă i-a luat acel lemn pe care urma să-l vândă, deci vorbim de o combatere a criminalității, dacă e până acolo, de o prevenire, și i-a dat și bani, l-a ajutat ca să meargă, limos, să meargă omenos, la soție. Sigur că da. Nu sunt punctați la IPJ, nu primesc premii pentru așa ceva. Primesc premii în funcție de activitatea lor. Dar cei trei colegi ai lui de la Huedin care au intrat besmors cu mașina într-un parapet și după aceea și-au luat numerele și s-au cărat, păi nu-i vede nimeni. Da, un comisar care fură dovezi, cum ar fi filmulețe porno și le distribuie mai departe. Da, deci fost șef de poliție în Cluj. Deci, avem un IPJ foarte controversat. E foarte, nu atâta că ei, ci acum să discutăm despre atitudinea cetățenilor noștri. Este foarte rău să încercați să renunțați la drepturile și libertățile civile câștigate cu sânge în 89, numai pentru că urâți o anumită categorie de persoane. Deci excesul de forță este blamabil. Indiferent de ce s-a aplicat exces de forță. Vorbim de exces de forță, pentru că dacă se aplica forța pentru că era necesar, nu mai era exces de forță și nu mai defineam noi ca exces de forță. Astăzi ai fost să documentezi un material la Turda, despre acel material o să discutăm altă dată, dar la întoarcere, ca de obicei, se întâmplă niște lucruri. În momentul în care undeva se face un filtru de control, Eu știu zona, sunt din zona și de fiecare dată când mă duc la Turda, acasă, observ acele camioane, cel puțin de fiecare dată când există un control ISC, da, observ niște camioane care dreapta, sunt trase da. Pe linie în dreaptă, la staționare, dacă e să o luăm așa. Noi mai facem cu mult înainte de control, de zona de control. Așa, că la un moment dat nu le mai ajunge suprafața. Ai fi surprins să vezi pe câți kilometri se întind în fiecare un pic de stoar, da, o mică părticică unde să se poată opri. Noi am capturat acele camioane, știam că urmează să vedem un control ISC serios, și le-ați filmat, mai ales. Da. Da, sigur că da, le-am filmat. Și am încercat să vorbim cu anchetatorii, cu cei de la ISC-TR și de la Poliția Rutieră. Am avut foarte mare deschidere din partea lor, am avut parte de deschidere, le-am arătat filmulețele respective și ca orice persoană, acum recunosc că am făcut-o pe naiva puțin, le-am spus nu, mergeți după ei, nu le faceți ceva, adică e clar că e un transport ilegal de marfă și că de asta nu vor să treacă de voi. Dar știam răspunsul la această întrebare, știam și că în momentul în care un camion este staționat, n-ai în marginea voie să-l drumului. Nu este că nu ai voie să-l controlezi, însă modul sau punctele pe care le poți controla, adică câte chestiuni poți să controlezi la un astfel de transportator, sunt mult mai puține decât dacă acesta este surprins în timp ce circulă. Practic, da. Tu acolo ai justificarea că transportă ilegal, dacă nu are acte de proveniență, transportă. Așa, stă pe marginea drumului în așteptarea actelor, da, zice el. Verifici asigurarea unei mașini și o verifici, da, ai văzut-o că a circulat. Adică nimeni nu merge ca poliție în curtea unui civil să vadă, băi, ai asigurat la mașină. Nu, dar dacă te prinde poliția rutieră în trafic, poate să-ți verifici acest lucru. Dacă avem imaginile surprinse de colega noastră, o să-i rog pe colegii din regie să le dea. Domnul atunci comisar Iurian a stat de vorbă cu noi, o să-i vedeți nu, și declarația întrebarea mea. Deci, e clar, știm că este un filtru, pentru că vedem camioanele oprite pe marginea drumului. E clar că sunt oprite pe marginea drumului, nu
pentru că au făcut pană și nu că toți vor să facă un picnic la margine de drum exact în clipa respectivă. Ok. Dar cum află ei totuși de aceste controle? Întrebarea are un răspuns foarte simplu, prin stație. Pur și simplu. Deci controlul ISCTR stă pe o parte a drumului, trece un camion pe cealaltă parte și își avertizează colegii. Cum sunt avertizați șoferii de MCV-ul, de radar, radar, da, deci înseamnă că totuși controle. Există multe lucruri de ascuns în societatea românească. E foarte haide greu să urmărim filmulețul. Mai multe camioane încărcate cu marfă au fost verificate pe drumul național 1 Cluj-Turda de inspectorii ISCTR și de poliția rutieră. Filtrul de control a fost amplasat în apropierea localității Mărtinești. Acționăm aproximativ de 3 ore, timp în care colegii mei au aplicat câteva sancțiuni contravenționale pentru încălcarea diferitelor reguli la regimul rutier. Ce se verifică la aceste camioane tiruri? Se verifică existența documentelor autovehiculelor, existența documentelor încărcăturii, a licențelor de transport, a copiilor conforme, a asigurărilor. Însă, pe sensul de circulație, unde era echipa de control, pe o rază de 2-3 km înainte, reporterul NCN a surprins mai multe camioane oprite pe marginea drumului, ce așteptau ca autoritățile să plece. Am găsit câteva camioane, înainte să ajungem la zona unde vă aflați dumneavoastră, care erau oprite pe marginea drumului. Este un fenomen comun, cunoscut? Nu pot să spun că este un fenomen comun. Tocmai de asta ne aflăm noi astăzi aici, pentru a verifica legalitatea transportului rutier de mărfuri. Dar dacă acele camioane pe care noastre le-ați văzut oprite pe marginea drumului, sigur, probabil s-au fi anunțat între ei conducători auto, dar noi așteptăm cu siguranță și îi vom verifica pe toți și le vom aplica sancțiuni legale pentru cei care nu le respectă. Potrivit legislației, inspectorii ISCTR au voie să controleze doar transportatorii aflați în circulație. Pentru cei mai cinstiți și viteși dintre traci, cam avem multe de ascuns, se pare, că altfel nu văd de ce tot tragem pe marginea drumului când ni se anunță un control în față. Am consultat pe cineva din cadrul ISCTR și mi-a spus totuși că s-ar putea lua măsuri în momentul în care vezi un camion oprit pe marginea drumului și îmi spune că în felul următor, poți să iei plăcuțele de matriculare, poți să te duci la el să încerci să-l legitimezi ca polițist fiind, să-l întrebi ce faci acolo. Poate să-ți spună, bineînțeles, că se odihnește sau că exact atunci îți arată pe diagramă că el staționează pentru că a condus foarte mult. Și apoi poți să faci un control la firma de la care aparține mașina respectivă, mașina de transport. Ce vreau să spun e că e o misiune destul de dificilă pentru cei de la ISCTR și de la rutieră să mai prindă astfel de camioane. În altă ordine de idei, o parte din culpă vine și pe patronii de firme. Plătesc șoferii la cantitatea transportată și nu la transportul propriu-zis sau la cum erau cei de la Schweighofer. Deci îi plăteau efectiv pe metru cub de lemn dus și mai era un scandal la un moment dat cu niște firme care cărau piatră de la ceva carieră din zona de munte prin Mihai Viteazu, că de asta știu, la supratonaj. Dacă aveau voie să transporte 22 de tone, puneau 40 de tone și distrugeau drumul efectiv. Mergeau și la viteză, pentru că ideea era să transporti cât mai mult în timp cât mai scurt. Și efectiv au început case din 2011 în 2012 să aibă crăpături pe fundație și pe... Sigur că da. Eu țin minte că am făcut o anchetă atunci în Mihai Viteazu și am pus un pahar de apă în cea mai îndepărtată cameră a unei locuințe de la strada principală. Iar treceau foarte des acele camioane și n-a durat 5 minute până a trecut primul camion și am văzut cum trepida apa în pahar. Chestiunea aceasta prin care tu depășești gabaritul permis al mașinii se face exclusiv pentru bani. Dar se mai face un lucru exclusiv pentru bani. Tu mi-ai spus de nenumărate acțiuni de ale tale la 112 pe garda pădurilor sau cum, sau când ziceai că să anunțăm că ni se pare suspect un transport de lemne. Și ce se întâmpla? Chiar tu mi-ai spus, nu? Se putea plăti un bilet ca la CTP la noi. Spectatorii că nu las pixul jos niciodată și parțial e adevărat. Tot așa odată mă duc spre casă, de la Cluj-Napoca. Și văd un transport de lemne. Știind de la fostul ministru al apelor și pădurilor, doamna Doina Pană, că există prin program, dacă sunt la 112 și dai numărul de matriculare a mașinii, să se verifice dacă există un transport legal, gândindu-mă în sentimentul că îi ajut pe cei de la ISCTR, care sigur erau ocupați cu un control în altă parte,
Am verificat, am sunat la 112, mi s-a cerut numărul de matriculare, l-am comunicat pe cap tractor și pe remorcă. Și asta nu a fost nouătate, am făcut-o de foarte multe ori. Bine, de obicei eu mă plimb ziua pe drumuri și atunci nu cred că prind exact transporturile chiar acelea cele ilegale, mai importante, sigur că da. Da. Dar o fac și așa. Și am, după undeva la vreo 10-15 secunde, doamna de la 112 îmi spune că îmi face legătura cu poliția Turda, că ei n-au găsit avizul de însoțirea mărfii. De transport, da. Sigur că da, al lemnului. L-au căutat în acel cod generat și îmi face legătura cu cei de la Turda, le spun același lucru și închid telefonul cu ei. Am intrat în Turda, înainte de Sun Garden, este un hotel acolo la intrare foarte cunoscut ca punct de reper pentru camioane și tot felul, și m-am oprit așteptând să văd cum intră acel camion încărcat cu lemne, tixit, așa, de lemne, și a intrat. A observat că m-am oprit și a oprit și el. În momentul în care m-am gândit că nu mi se merită riscul și mi-am continuat drumul până în fața secției de poliție. Eu, sincer, mă așteptam ca echipajul să-l intercepteze. Adică eu am anunțat încă din Tureni. Era foarte ușor să ajungi. Echipajul a fost mai interesat să transmită numărul mașinii tale. Niciodată nu se știe cât de mult au de lucru și cât durează până își contactează șeful de tură ceilalți subalteri. Și i-a surprins exact la sensul giratoriu din apropierea secției de poliție. Noi eram opriți în autogara Sens Vest și am văzut cum a oprit camionul respectiv și am plecat de acolo. Ne-am luat un cadru cu controlul și am zis că e în ordine, mergem, hai să punem știrea că uite că funcționează acest program cu 112. Adică un jos pălăria. Povestea a fost nimic ce ți-am spus eu acum, pe lângă ce urmează. După 10-15 minute în care ajung acasă, sunt sunată de la poliția Turda și mi se spune că voi primi o amendă pentru calomnie. Ei au efectuat un control și au găsit toate actele de proveniență la șofer. Așa. Le-am explicat că eu n-am afirmat niciodată că n-are acte. Le-am explicat că cineva de la 112 a verificat, altfel nu făcea legătura, că ei se ocupă de acel serviciu. Și am început să tot caut, să văd de ce se întâmplă acest lucru. Adică cum se poate ca în 10-15 kilometri în mers, da, tu să ai un aviz, actele, da. Sigur că da. Și am găsit una dintre variante care era cea mai plauzibilă, și anume faptul că ei generau un cod pe dispozitive din zonele fără semnal, care era în gri, era valabil provizoriu, da, și în momentul în care avea semnal, se înregistra ca fiind online. Exact. Acum, ideea era că dânsul se afla pe un drum pe care era semnal. Eu știu foarte bine drumul, doar două puncte are, sus în Feleac și undeva în curbă, chiar înainte să cobori în Turda, e problemă cu semnalul. În rest, e chiar bun. Și am căutat printre transportatori, am încercat să vorbesc, unii mi-au spus mai neoficial ce se întâmplă, cum sunt plătiți la cantitate și cum fac aceleași două transporturi cu un singur cod. Și cum se poate așa ceva? Păi simplu, zice, comuți dispozitivul pe mod avion, nu permiți dispozitivului să ajungă la semnal sub nicio formă, dacă nu te prinde poliția, mai faci un transport. Și când te prinde, îi dai drumul la semnal și ia că te-am ieșit din ceață. Ca să închei povestea cu acest serviciu de verificare prin 112 a avizelor de însoțire a mărfii pe lemn, oamenii, ca să vezi cum e românul, e foarte descurcăreț, se șicanează în trafic. Vorbim de un tir care transportă băuturi alcoolice și vrea să-l pedepsească pe un alt coleg care, nu știu, transportă colete. Și anunță curierat. La 1-2. Și anunță și zice, are aviz de însoțire a mărfii? Nu, n-are, știi? Îi dă cap tractor și-l oprește și până verifică și până vede. Dar totodată au existat persoane care au vorbit public despre faptul că, aflându-se în trafic, în spatele unui tir, se simțea cum de sub copertină mirosea lemn. Deci sunt și transporturi de lemn mascate ca fiind transporturi de hârtie igienică sau de alte produse. Da. Haide că luăm publicitate și pe publicitate venim să discutăm un caz care dimineață a ținut, cum s-ar zice, vârful de pagină, un control al DICOT care vizează și Flyhopper. Publicitate. Savago
confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate. În colecții din cele mai speciale, fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello, Romania. Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions? Remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Acasă e locul unde construiești ceva important. Casa din vis devine realitate când construiești cu Cemacon. Soluții complete pentru zidărie, cărămizi, buiandrugi și coșuri de fum. Cu Cemacon construiești rapid, modern și trainic. Intră pe www.cemacon.ro și calculează-ți necesarul de blocuri ceramice pentru construcția casei tale. Cemacon, construcții evoluate. Nu pot să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după amiază de luni într-o noapte de vineri, o după amiază de sâmbătă, o seară de miercuri sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV împreună cu pachetul HBO. Bucură-te de cele mai noi filme și seriale. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV. Întotdeauna mi-am pus problema de ce se consideră românul frate cu codru. Păi, frate, brânza-i pe bani, deci să aibă de la cine șuti câte ceva. Dis de dimineață, procurorii de ICOT au făcut câteva descinderi în 4 sau 5 județe. Culmea este că, de fapt, peștele cel mare, cei vizați, erau cei de la Schweizhofer, Holland Industrie, Holz Industrie, pardon, că de fapt ei erau beneficiarii acestor ilegalități cu transporturi de lemn. Vorbim de un prejudiciu de 25 de milioane de euro, un mizilic, cum s-ar spune, la cât se fură în România, dar vorbim de un prejudiciu în formă continuată din anul de grație 2011. Suntem în anul de grație 2018, știți că
pe la noi se fură multă vreme și din greu până când se satură cineva de tine și are vreun interes sau primește atunci undă verde și vine peste tine. Cam așa se întâmplă în România cu aplicarea justiției, din păcate. Deci, ce se întâmpla prin zona respectivă? Se întâmpla faptul că acești oameni care lucrau cu Schweizhofer trucau licitații și făceau presiuni să fie scoși oameni în afara licitațiilor, dați afară așa frumos. Și cam așa se întâmpla până când, uite-te, s-a ajuns la acest prejudiciu. Mihail are mai multe date și o să ne spună acum despre această anchetă, cam ce au constatat procurorii DIICOT astăzi. Vreau să te felicit că atât de frumos ai înglobat subiectele din emisiunea aceasta. Ca să vorbim de Schweizhofer, ca eu să vorbesc de Schweizhofer Holz Industries, trebuie să mă întorc la cele două subiecte de care s-a discutat până acum, ISCTR și poliție. Exact. Deci, în ianuarie am efectuat mai multe cercetări în zona Beliș. Împreună cu Mircea Barbu, colegul în februarie nostru, da. M-am dus efectiv în teren la sfârșitul lunii februarie să vorbesc cu oamenii de acolo. Din păcate... Pornise de la o chestie mică de tot, adică mică de tot. Niște oameni amărâți care nici măcar lemne de foc nu aveau. Că de acolo am pornit, exact, practic. Exact. Toată lumea știe că Ciurcanu a fost în urmă cu 3 ani de zile și a fost atacat în pădurile de acolo și a fost o poveste destul de mediatizată. Dar ce vreau eu să-ți spun e că eu am dat de acei oameni care au fost dispuși să vorbească despre ce s-a întâmplat tot. Totalmente cu Schweizhofer Holz Industries, pe simplu motiv că ei nu mai puteau să exploateze lemn acum. Mi-au vorbit despre fosta conducere din Beliș, de poliție. Mi-au vorbit despre cum erau mână în mână cu persoane care trebuiau să controleze efectiv aceste transporturi de lemn. Și care și făceau ei pe șoferi și pe cărăuși. Exact, cum exista poliția era șoferul care se ridica ele, adică din pat și se ducea, se urca în camion, încărcat de 3-4 localnici plătiți așa la negru, care tăiau lemnul și îl aduceau, îl puneau și conducea el efectiv convoiul cu lemn sau escortau pur și simplu camioanele de la alte firme, de la alți operatori. Da, ca să nu vină vreun control inopinat. Sigur. Deci, nu poți să faci un transport în masă de orice, că e vorba de lemn, că nu știu, că e vorba de... Orice. Pepeni, hai să zicem, fără că urmează sezonul lor. Sigur că da. Sau de țigări, de contrabandă, fără ca cineva să nu-ți asigure drumul în față. Adică, în majoritatea rechizitorilor, vedem procurori care au tras o concluzie după 3-4 ani sau pentru fapte care s-au întâmplat cu 3-4 ani în urmă. Ce înseamnă aceste percheziții DIICOT la Schweizhofer au legătură și politic. Practic, statul român și-a cam luat mâna de pe Schweizhofer Industrie. Când Doina Pană voia să modifice codul silvic, i s-a spus că nu se poate atinge de acești operatori, exploatatori de lemn. Sunt câțiva și la Bistrița. Cel mai guraliv era chiar președintele patriei, care nu știu de ce zicea Iohannis că codul silvic e sfânt. Da, pentru că, deci nu se putea atinge de ei, pentru că ei aduc un aport foarte mare financiar la bugetul național. Cu ce costuri? Asta este o altă deci, întrebare. Bugetul statului... Cu ce sărăcie, cu... Bun, dar deocamdată vedem că avem un prejudiciu numai dintr-o zonă mică a acestei afaceri de 25 de milioane de euro. Te întrebam mai devreme dacă s-ar supăra telespectatorii dacă citesc telefon. De ce citesc de pe telefon este un material publicat în Ziar de Cluj cu o localnică din zona Beliș care ne-a povestit cum s-au îmbogățit acești foști polițiști. Și spune în felul următor: să vii în satul Poiana Hori sau în comuna Beliș cu un simplu apartament în Cluj și cu o mașină break, cum a avut domnul Filip, un agent de poliție destul de cunoscut în județul Cluj, pentru că a alimentat foarte multe buzunare politice, dacă e să o luăm așa, și să pleci cu două cabane la Beliș, cu două apartamente în Cluj, cu mașini de lux și cu excursii, odată la Ierusalim, odată nu știu unde, odată la Mormântul Sfânt, odată la Atos. Nu din salariul lui, că din lemn. Când te duceai la el la post, avea numai poze cu Italia și alte destinații exotice. El își permitea. Asta îmi spune femeia pe sticlă. Eu am încercat să reproduc, dar ea avea o amărăciune în glas
când vorbea despre toate aceste lucruri... Bineînțeles că doar ăia furau casa ei, furau casa, îi furau prezentul și viitorul copiilor săi. Oamenii, cum să nu fie amărâți? Oamenii din zonă primeau bonuri de la primărie, da? Deci li se dădea acest lemn. Adică dacă tu ești într-o zonă desfavorabilă, unde nu poți să faci agricultură și ai lemn în zonă, ți se dă lemn, trăiești cu lemn. Poți să-l folosești ca schimb, să-ți cumperi zarzavaturi pe el. Dar s-a făcut un exces. S-au colectat bonuri de la toată lumea care avea nevoie efectiv de ele, s-au plătit direct și el s-a exploatat în masă și dacă pe bon scriau cantitate, se exploata dublu, triplu. Păi da, dacă puteau ei pe un singur transport, pe un singur bon electronic să ducă câte transporturi erau, până îi prindea cineva, de ce n-ar fi să plătat la treaba asta? Deranjant este altceva. Voi v-ați dus să spuneți, să raportați și să stați de vorbă cu cei de la Garda de Mediu atunci, da? Da. Și la ați fost dați forestieră. Și ați fost dați afară de acolo. Dar nu înainte de a filma materiale promoționale Schweizhofer pe birourile acelor indivizi de la Garda Forestieră. Avem un mic filmuleț de atunci. Haideți să ne uităm la el. Tragem. Din inima pădurii am venit la Garda Forestieră Cluj, singura autoritate care ar fi putut rezolva problema pădurilor doborâte de la Beliș. Deși am formulat mai multe cereri de interviu și am cerut informații legate de activitatea concretă a instituției pe care o conduce, directorul Gheorghe Moale a refuzat să stea de vorbă cu noi. Așa că am mers cu camera ascunsă în instituție ca să vă arătăm cum sunt tratați cei care pun întrebări incomode. De la intrare am fost luați în primire, iar când domnului director i s-a comunicat că o echipă de jurnaliști ar dori un interviu, acesta s-a închis în birou și n-a mai fost de găsit. Ce urmează nu mai are nevoie de niciun comentariu. Domnul inspector, șef, a zis că e următoare. Să-i solicitați să înțeleg că el are trac. Nu poate să te intervine. Nu trebuie să vorbim cu dânsul. Personal. I-am făcut și solicitarea asta. E separat. E aici? Da. Păi, teoretic, ați primit-o pe mail. Haideți, domnul director, doar câteva întrebări aveam. Nu e nimic din ce nu știți. Nu știu cu cine am discutat, am spus că nu dau interviu. V-ați înțeles ce v-am spus? Foarte frumos, dânsul m-a înțeles perfect. Și asta vreau să vă solicităm în scris. Nu vă fac... Vorbim de dezastru de la pe... Dar nu mă interes. Dar nu mă... Auziți, îmi spuneți ce... Dar nu, eu nu vă dau dumneavoastră interviu direct pentru că am pățit-o în decursul vremii, am avut emoții, n-a ieșit nimic, pe de altă parte mi-au fost răstămăcite vorbele în acest timp. O să vă dau răspuns la aia ce doriți pe întrebările puse. Nu. Dacă doriți așa... Dar nu mă puteți obliga să vă dau. Dar de ce nu vreți să vă obligați? Arătați-mi legea care vă obligă să vă dau. Deci dacă s-a plecat, dacă s-a făcut înregistrare și vă folosiți, de-aia vă dau judecată că ați făcut-o fără acordul meu. Ați auzit bine, pentru că am îndrăznit să întrebăm despre situația de la Beliș. Am fost dați afară și amenințați cu judecata. Însă nu înainte să observăm că pe masa unuia dintre inspectori se lăfăiau materiale promoționale de birou cu sigla Schweinhofer, una dintre cele mai controversate companii de achiziție și prelucrare a lemnului din România. Compania a fost acuzată în nenumărate rânduri de către organismele internaționale din domeniu de achiziționarea lemnului tăiat ilegal și este considerată una dintre cauzele principale pentru care s-au distrus pădurile românești. În condițiile în care Schweinhofer are acces la directorii din Garda Forestieră și își afișează sigla în interiorul instituției cu nonșalanță, nici măcar zicala lupul paznic la oi nu e suficient de puternică pentru a descrie gravitatea situației. Mesajul pe care îl transmite această imagine este unul de sfidare, corupție și complicitate între mari jucători de pe piață și oficialii de la cel mai înalt nivel al statului român. Am revenit în studio, deci lupul paznic la oi, drujba paznic la pădure. Știți că drujba înseamnă, drujba e pace în limba rusă. Deci când venim cu pacea în mână, venim să pacificăm pădurea. Deci, nu mă interesează dezastrul de la Beliș. Cum să-l intereseze pe domnul director dezastrul de la Beliș? Spre fericirea noastră vorbim de un fost director. La câteva zile după publicarea materialului, acesta a fost... revocat din funcție și a venit fostul secretar de stat Istrate Ștețco. El conduce acum Garda Forestieră în prezent și, desigur, ni s-a răspuns propriu la toate solicitările noastre cu tot punctual. Am vorbit și cu dânsul ulterior. Între timp s-a dat drumul la exploatarea de lemn, cel puțin de pădurile care țin de stat, mai puțin de cele exacte a primăriei, unde încă mai avem o problemă cu acel primar care e amită.
Și garda forestieră acționează, lucrează. Noi oricum ne refeream la un dezastru natural, copaci căzuți care nu e natural, să... că e de mâna omului. Și de mâna omului. Cauza principală era de mâna omului, pentru că dacă omul nu exploata ilegal din diferite zone, pădurea aceea nu putea fi culcată cu așa ușurință la pământ. Foarte mult material lemnos furat este din acea categorie a furtunilor venite intempestiv. Și vine o furtună și culcă cam 3 sferturi de munte la pământ și băieții aia îl iau și îl transformă în rumeguștică. Să facem o recapitulare, Victor. Avem polițiști care își pun firmele de transport pe soții, da? Pe neveste. Da. Avem polițiști care conduceau efectiv transporturi de lemn. Avem polițiști care au intermediat tranzacții cu lemn, care au ajuns, și noi o să încercăm să probăm, lucrăm la investigația aceasta de mai bine de o jumătate de an, au ajuns în podurile unor cartiere rezidențiale, în realizarea de aceste ansambluri imobiliare de succes. Avem polițiști care s-au îmbogățit peste noapte. Apropo, astăzi mă consultam cu un polițist pe o lege, dacă intră în statutul polițistului o atribuție sau nu. Și spunea, apropo, Mihaela, tu știi că noi nu mai trebuie să dovedim proveniența averii? Da. Zic, poftim? Zic, cum nu trebuie să o dovediți? Anii nu mai există. Și atunci, cum se poate raporta dacă un procuror vrea să vă ancheteze, că ați luat mită sau că nu? Să dovedească. Voi cum dovediți că sunteți vinovați, că n-aveți bunuri pe numele vostru sau chestiuni de genul? Nu știu, dar ăștia au reușit să-i scoată pe câțiva de sub lupă. Deci, și mai avem e. Dosarul cu șpăgarii de la rutieră. 12-13 polițiști trimiși în judecată. Deci cam toate organele noastre de control stau cu sabia suspiciunii deasupra capului. Dar mai avem câțiva agenți și sper să se mulțească, sper ca generațiile care vin din urmă și ocupă aceste funcții care vor fi eliberate de către persoanele care nu respectă legea. Eu cred treaba aceasta, am văzut-o de câteva ori și cred în continuare că mai sunt câteva dosare penale aflate în lucru pentru anumiți comisari de aici, din IPJ Cluj. Cred că următoarea generație va fi mai curată. E dreptul fiecăruia să spere și la medici, și la polițiști și peste tot. Și felicit pe polițiștii care în ultimele 12 luni au făcut denunțuri împotriva persoanelor care le-au oferit mita. S-au făcut câteva dosare, câteva dosare chiar la Câmpia Turzii, din când am înțeles, la Cluj-Napoca. Au fost câțiva polițiști care au denunțat efectiv intenția de dare de mită. Da, dar între timp tot am mai descoperit câte unul care se ocupa cu alte prostii decât cu cea de a-și face meseria. Astăzi mai avem o surpriză care iarăși ne pune întrebări cu privire la dubla măsură pe care o aplică cetățeanul când primește câte o veste. Deci Curtea Constituțională a României a decis astăzi cu 6-3 că Iohannis trebuie să țină cont de ce a spus ministrul Justiției și să o demită pe Laura Codruța Căveși din fruntea Direcției Naționale Anticorupție. Nu e o noutate ce vă spun, totdeauna am zis că instituțiile trebuie să fie puternice, nu oamenii care conduc instituțiile trebuie să ia însemnele, sigla și să fie confundate cu aceste instituții, pentru că s-a dus dracului democrația din clipa în care ne-am făcut chip cioplit pe fiecare din această instituție. Deci Direcția Națională Anticorupție trebuie apărată, legile, direcția, deci președinția ca instituție trebuie apărată, nu Iohannis, nu Traian Băsescu, nu Laura Codruța Căvișii, nu președintele Senatului, președinția Senatului, președinția Camerei Deputatului, nu ăla cu 5 neveste, Călin Popescu Tăricianu, nu Liviu Dragnea trebuie apărat. Instituția premierului, a primului ministru trebuie apărată, nu Dăncilă săraca, care nici pe ea nu se poate apăra. Dar noi stăm și judecăm. Deci acum Curtea Constituțională este o cloacă de bandiți care n-a făcut voința poporului. Când dădea invers, erau cei mai buni și cei mai onești. În general, discutăm de aceiași oameni. Și iată că aceiași oameni sunt judecați cu dublă măsură în funcție de cum vrea strada să vadă lucrurile. Eu cred că demiterea șefei DNA a devenit mai mult un fel de, sport de pariuri. Adică de fiecare dată când noi auzim că există un pas
până la demiterea acesteia sau că cineva a constatat că este normal să fie demisă după ce a plagiat, după ce și-a amenințat subalternii, i-a intimidat, le-a spus să termine dosare, că trebuie să decapeze, îți arestezi fratele. Chestiunile astea sunt ca la pariuri. Mi-e greu să mă pronunț că acest lucru va fi definitiv. Nu este pentru prima dată când o astfel de decizie nu este respectată în România. Practic, Ordonanța 13 tot așa s-a stabilit că era constituțională. Era neconstituțională Ordonanța 14, prin care se anula Ordonanța 13, dar tot căutăm, tot discutăm. Deci, stimați telespectatori, despre această dublă măsură a modului în care judecăm noi am discutat azi împreună cu colega mea, Mihaela Trifu. Îți mulțumesc, Mihaela, că ai participat la discuție. Plăcerea a fost de partea mea. O seară bună tuturor, oriunde v-ați afla. Acum se poate să călătorești de pe Aeroportul Internațional Cluj spre una dintre destinațiile tale favorite. Acum, în 2018, poți să zbori spre mai mult de 45 de destinații regulate din peste 20 de țări. Să zbori spre mai mult de 10 destinații turistice. În 2018, locul de întâlnire pentru cei aproape 3 milioane de pasageri va fi Aeroportul Internațional Avramiancu Cluj. Intră pe detalii pe www.airportcluj.ro și pe pagina noastră de Facebook. Pentru cei care s-au săturat de mobilă urâtă și anostă, Gobilier este magazinul perfect pentru o schimbare în bine. Parteneri de top din țări de renume, calitate și bun gust, soluții de mobilare la comandă, servicii de montaj și transport, soluții de buget pentru toate buzunarele. Ăsta e Gobilier cu adevărat. Intră și luminează-ți viața pe www.gobilier.ro. Echipa Universal Inspectiv vă ajută să faceți ITP-ul obligatoriu fără dureri de cap. Profesioniștii de la Universal Inspectiv fac verificări la toate tipurile de autovehicule, cu excepția motocicletelor, dar și verificări de tahografe și limitatoare de viteză. Timpul dumneavoastră este prețios. Noi știm asta. Vă așteptăm în locațiile Universal Inspectiv din Cluj, Florești, Dej, Nima și Oradea. Gelateria Bonta din Julius Mall vă prezintă Înghețata Înghețatelor. Cea mai bună și cremoasă înghețată, în sortimente multiple și cu ingrediente de calitate aduse tocmai din Italia. Vino la Julius Mall, în incinta Food Court, și oprește-te la Bonta pentru a gusta înghețata preferată a clujenilor. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Astăzi am venit la doamna doctor Liana Cudor. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și eu! Pentru a discuta despre problemele care pot să apară în timpul unui concediu. Doamna doctor, spuneți-mi, vă rog frumos, ce probleme pot să apar în timpul unui concediu? În timpul concediului, mai ales fiind perioada acum de vară, cel mai frecvent apar gastroenterocolitele, care se manifestă prin vărsături, scaune diareice, posibil febră. Dar la fel de bine pot să apară și alte tipuri de intercurențe, infecții respiratorii, cel mai frecvent fiind totuși infecțiile acestea din sfera tractului digestiv. Există o ciclicitate cu care apar aceste probleme ale copiilor? Nu neapărat. În sensul, în timpul verii apar, se știe, noi ne așteptăm în timpul verii la infecțiile digestive, cel mai frecvent. Plus că pot să fie de ordin viral, fie de multe ori
Datorită lipsei, să spunem, condițiilor de igienă, pot să fie de ordin bacterian. Cum am putea preveni toate aceste probleme de sănătate? În primul rând, să alegem foarte atent locul în care mergem în timpul concediului, fie că mergem singuri, fie că mergem cu copiii. Este neapărat să fie un loc pe care să-l cunoaștem, în care să știm că se respectă regulile de igienă și să se respecte chiar riguros. Și în plus față de aceasta, să fim atenți noi. Una din regulile de bază în timpul, întotdeauna când m-am documentat, prima regulă de bază este spălatul pe mâini. În orice tip de prevenție, să spunem, trebuie să te speli pe mâini și atunci reduci foarte mult riscul de a contacta o infecție. În afară de aceasta, mare atenție la, dacă suspicionăm, să spunem, mâncarea care ar fi alterată. Dacă simțim un pic anumite modificări, va trebui să o refuzăm. În afară de asta, să nu ne ducem copii dacă sunt bolnavi. Una din reguli ar fi, dacă sunt copiii noștri bolnavi, să nu îi expunem în colectivitate, pentru că în felul acesta nu vom expune alți copii la boala pe care o au copiii noștri. Și cam atât. Deci cam trei reguli mari și late, dacă le respectăm, am putea să reducem foarte mult contagiozitatea și apariția anumitor infecții. Ce ar trebui să conțină trusa de prim ajutor pe care părinții o iau cu ei în concedii atunci când pleacă cu cei mici? Trusa de prim ajutor, să spunem, eu aș extinde și aș spune că este o trusă de bază pe care să o aibă la ei, pentru că este foarte important să ai niște mijloace. Nu e așa de ușor când ești în concediu să ai acces, să spunem, la o farmacie, și atunci ar fi bine să ai câteva lucruri la tine. Din punctul meu de vedere, oriunde ne mergem, pentru un copil trebuie să avem o cremă cu factor de protecție înalt, respectiv 50+. În afară de aceasta, bineînțeles, pentru copiii mici, pentru sugari, dacă, de exemplu, sunt alimentați artificial, să aibă la ei cantitatea necesară de formulă de lapte praf, deci să nu fie nevoie să caute unde merg formulă de lapte praf, pentru că nici într-un caz nu este momentul să intervină modificări în dieta micuțului. Apă plată, în general, există peste tot, ca să spun așa, ca să se prepare mâncărica. În afară de asta, ar fi bine să existe o soluție pentru, sau o cremă, unguent pentru înțepături de insecte, pentru că se poate întâmpla acest lucru și există pe piață o mulțime de variante, antitermicele care să nu lipsească, fie sub formă de siropuri, câteodată e mai greu să le transportăm, sau dacă nu sunt supozitoare, atât de ibuprofen cât și variante de paracetamol sau de algocalmin. Deci există acum pe piață foarte multe posibilități. Medicație, să spunem, antidiareică de bază, sunt câteva produse pe care ar trebui să le avem la noi. Și în rest, poate, dacă, de exemplu, copilul este cunoscut cu anumite alergii sau dacă copilul face foarte ușor alergie, atunci le-aș recomanda să aibă la ei și un antialergic pe care în mod obișnuit îl folosesc părinții. Ser fiziologic, pentru că este foarte bun și pentru curățarea la o, adică a ochișorilor dacă apar probleme, sau pentru lavajul nazal, și pot să cam atât, eventual un spray-uț pe care îl au în general acasă pentru roșu în gât, sau revin la cei mici, varianta aceasta cu gelurile gingivale pentru că apare erupția dentară, să știe că este un proces care durează ceva mai mult.
poate să înceapă, să zicem, în jurul vârstei, o medie, spun, de 6 luni, dar poate continua, bine mersi, până la 2 ani, 2 ani și jumătate, și atunci ar fi nevoie să aibă la ei toate aceste produse care i-ar ajuta, gelurile gingivale pe care le folosesc ei în mod constant. Când ar trebui să se prezinte părinții în urgență cu cei mici? Care sunt situațiile? Situațiile încep cu febră, cu o banală febră, dar deci, în cazul în care se află în concediu undeva și micuțul începe să aibă febră, bineînțeles, dacă ai un pediatru al tău pe care îți permiți să-l deranjezi, între ghilimele, căruia îi permiți să îi telefonezi, face acest lucru, el îți va indica ce măsuri, să spunem, să iei de primă intenție, dar ulterior ar fi bine să fie văzut copilul. Dacă apar vărsături, bineînțeles, dacă apar scaune diareice, ar trebui să iei contact cu un pediatru și ulterior văzut copilul, pentru că, de exemplu, vărsăturile, scaunele diareice, chiar și febra pot conduce către deshidratare. Și la orice semne minime de apariție, să spunem, a unei boli care să afecteze mai accentuat starea de sănătate, este nevoie să fie consultat copilul. Mă refer aici în cazul în care, să spunem, vorbești cu pediatrul tău și în anumite cazuri este suficient, se poate să se gestioneze situația via telefon, mai ales dacă pediatru cunoaște acel pacientuț. Se poate gestiona relativ ușor situația via telefon, se calculează doze, îi spui dacă are de bază mămica acele produse, este foarte ușor de controlat situația via telefon, dar și pediatrul, bineînțeles, îți va spune că dacă lucrurile se complică, dacă apar modificări și nu evoluează copilul corespunzător, deci nu se ameliorează, ci din contră starea generală se deteriorează, este nevoie să apelezi la un consult medical, respectiv la un serviciu de urgență, de permanență. Foarte mulți părinți sunt tentați să administreze antibiotice de la primele semnale de boală. E bine, e rău, ce credeți? Eu nu sfătuiesc părinții să utilizeze antibiotic de la primele semne ale unei boli. De ce? Pentru că marea majoritate a infecțiilor care apar sunt de natură virală. Se consideră că undeva, inclusiv, de exemplu, pe sfera respiratorie, 90-95% din infecții au ca și cauză un virus. Este inutil să administrezi un antibiotic. Pur și simplu crești riscul de apariție a rezistenței bacteriene și exact asta nu ne dorim. Plus că să administrezi un produs unui copil fără să fie nevoie, nu văd sensul, sincer, nici ca medic și nici ca mămică. Nu, deci nici într-un caz antibioticul nu se administrează de la primele semne ale unei boli și vreau să vă atrag atenția tuturor, în sensul că de foarte multe ori primul lucru pe care se întreabă: ai dat antibiotic? Dacă un copil face febră, ai dat antibiotic? Nu, dacă un copil face febră, primul lucru pe care îl face este să administreze un antitermic. Nici într-un caz un antibiotic. Pentru că dacă infecția este de natură virală, nu îți folosește la nimic antibioticul. Antibioticul este strict pentru infecții bacteriene certificate. În anumite situații putem să ne orientăm pe criterii clinice doar, să spunem că este nevoie de un antibiotic. În anumite cazuri este nevoie chiar de investigații paraclinice. Mă refer de analize de laborator care să ne justifice administrarea unui tratament antibiotic. Există situații, să spunem, copii cu anumite boli cronice, cărora li se indică să aibă cu ei un antibiotic. Deci există anumite situații foarte bine, foarte bine delimitate în care este nevoie să anumiți copii să aibă cu ei în vacanță inclusiv un antibiotic. Dar acel antibiotic va fi prescris de către un medic care cunoaște extrem de bine copilul, care urmărește acel copil și care știe, în momentul în care va fi abordat de către mămica copilului, știe foarte clar să-i spună dacă este sau nu este nevoie să folosească acel antibiotic. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație și pentru ceea ce ne-ați povestit. Mulțumesc și eu pentru oportunitate. Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși!